Domnul Hanel, ce amintiri vă leagă de stadionul ăsta? Păi, am amintiri foarte plăcute, că de la tinerețe până la bătrânețe am jucat aici, ne-am pregătit, am avut prieteni foarte buni. Am jucat prima dată aici contra lui Ciocan și contra lui Jean Pădureanu, deci fiind jucători ei aici. Deci mă leagă foarte multe amintiri frumoase, chiar foarte frumoase, de acest stadion și de Bistrița, bineînțeles, unde am și în prezent foarte mulți prieteni. Dar n-ați pierdut niciodată așa de rău? O, bine, nu se pune problema, pentru că sunt niște cauze foarte serioase. Această echipă a fost desființată în noiembrie și adunată peste noapte pe 25 februarie. Deci cu 3 zile înainte de începerea campionatului. Iar această echipă este jumătate din ce am avut în tur. Deci noi nu ne punem speranțe, nu suntem competitivi, au rămas cei care au vrut să continue, chiar rezultatul nu ne interesează, pentru că noi urmărim un alt scop. Există un centru puternic și dacă nu ai o echipă de seniori, așa cum este de astăzi, sigur, nu poți continua, pentru că trebuie să visezi către seniori. Deci sperăm că acest club și această echipă de seniori să rămână, sigur, o altă formație competitivă, ceea ce astăzi nu putem să spunem, că în teren au fost 6 juniori de U17 și rezultatul nu mă afectează, pentru că ce a zis cu Berten, participarea contează. Deci noi n-am venit nici să câștigăm tocmai de aceea, dar acest fotbal pe care joacă acești copii nu seamănă cu fotbalul de performanță și chiar comportarea lor nu este pentru performanță. Dacă fotbalul de altă dată seamănă? Nu, păi nu se poate compara. Noi am jucat din dragoste. Am primit și bănuți pe lângă ce sunt astăzi, dar e cu totul altceva. Astăzi există fotbalul pe cotizație, la copii mici, unde toată lumea, familie își fac și petrec. Există acest fotbal, Liga 3, Liga 2 și Liga 1, deci atât avem. Este o mare, mare lipsă de jucători. Bistrița și Târgu Mășuru încearcă să revină unde au fost cândva. Credeți că le mai vedem acolo? Deci sub nicio formă. Astăzi județul Mureș nu poate să facă o echipă competitivă de Liga 4. Și fotbalul din Bistrița, cum îl vedeți? Cu toate încercările astea pe care Ioan Horoba le... Centru de copii foarte bun și noi din județul Mureș am trimis jucători la Bistrița, echipa care aleargă, dar ca și peste tot, cei care dau ponderea sunt jucătorii maturi, să nu zic bătrâni, care se vede când pun piciorul pe minge. Ce le lipsește acestor două județe ca să ajungă din nou unde au fost în fotbal? Părerea mea că, în primul rând, lipsește dragostea de fotbal. Nu banii? Nu. Bani sunt acum, nu problemă. Susținere există și eu cred că fotbalul merită să-l vedem pozitiv, pentru că dacă urmăriți ce se întâmplă în țară, eu cred că Federația de Fotbal astăzi se gândește cam 80% la ceea ce înseamnă creșterea copiilor și juniorilor. Deci creează competiții, creează facilități, organizează competiții interne și internaționale, sprijină fotbalul. Eu nu vreau să vă spun decât un singur lucru, Academia din Mureș, Centrul Național de Pregătire, costă cam 300-350 de mii de dolari federația și nu beneficiază eventual dacă un jucător ajunge la echipa națională. Deci noi nu avem nici drepturile federative a niciunui jucător, jucătorul vine, se pregătește și cum a venit așa pleacă. Noi dăm școală, dăm casă, masă, echipament, teren de iarnă, staff la nivel internațional. Și eu cred că aceste măsuri și aceste proiecte pe care astăzi Federația Română de Fotbal pune la dispoziția publicului, deci oamenilor, dar trebuie timp și răbdare. Vi se pare dezolantă atmosfera asta, fără spectator? Acum hai să fiu sincer, eu am venit la Gloria Bistrița când eram în divizia C, noi eram divizia și am jucat cu 15.000 de oameni în tribună. Deci, la antrenament erau 3.000 de oameni, deci nu mai sunt acele vremuri.
pe stadionul 23 august, stadionul național, am jucat contra 100.000, deci au fost 100.000 de spectatori. Care, și acum la 50.000 ne leșinăm, 30.000 suntem leșinați. Deci problema este că fotbalul de altă dată a fost iubit. Fotbalul de astăzi este hulit și spectatorii sunt îndepărtați. Ceea ce aud, ceea ce critici. Nu, fotbalul trebuie sprijinit. A fotbal a fost și atunci, pe vremea noastră, astăzi asta se joacă, asta trebuie iubit. De ce în Germania, de ce în țări cu fotbal avansat, sunt spectatori? De ce? Deci un meci în Bundesliga 60.000 de oameni. Deci acolo dacă sunt 60.000, la noi să fie 16. 10. Deci nu 300-400 de oameni și toată lumea critică fotbal. Nu. Eu mă uit la televizor, nu trebuie criticat. Tot noi suntem. Am un bătrân, dar tot noi sunt. Deci noi suntem și de vină și dacă se va întâmpla ceva, noi suntem și cei care vom face ceva. Dar trebuie promovat. Deci astăzi fotbalul nu este promovat. Și vă spun așa, în premieră, poate peste 5 ani vine poștașul la bloc, sună și deschide ușa și spune: domnule, n-aveți un copil de 17 ani, că nu este cine să joace. În 5 ani nu o să mai avem fotbal.